Viroz de gripe sau răceli, toate pot fi învinse printr-o imunitate puternică, iar mulți dintre noi recur și la leacuri pentru a fi mai puternici. Dacă vitamina C este poate cel mai vândut produs din farmacii în acest sezon, unii oameni aleg să se trateze naturist și își prepară acasă diverse tratamente pentru imunitate. Rețeta pentru un astfel de leac pentru întărirea imunității a venit de la bioenergoterapeutul Lidia Fecioru. Se poate face această cantitate pe jumătate pentru o săptămână de tratament, că tot suntem în perioada de gripă. Se pun 100 de grame de hrean, 100 de grame de usturoi, 100 de grame de ceapă, 300 de grame de miere, se amestecă toate după ce au fost date prin mașină și se iau 3 linguri pe zi. În primul rând crește imunitatea și în al doilea rând ne poate trata inclusiv bronșita. Amestecul se ia înainte de masă, timp de 14 zile. Leacul crește imunitatea organismului, dar ajută și la curățarea vaselor de sânge craniene, bronșită, tuse, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru. În ceea ce privește modul în care se face acest tratament, durata indicată este de 2 săptămâni, iar leacul se ia înainte de masă. Tratamentul se ia cu jumătate de oră înainte de masă. Acesta se face timp de 14 zile. Anumite ceaiuri sau combinații de plante preparate corect acasă ne pot ajuta la creșterea imunității, mai ales că se anunță zile reci de acum încolo. Medicul Mădălina Popescu ne-a spus care sunt cele mai benefice combinații de plante pentru a crește imunitatea. Cele mai folosite plante, mai ales în perioada aceasta rece, sunt echinacea, de exemplu, o plantă foarte folositoare pentru creșterea imunității, care poate fi folosită fie ca atare sau în combinație cu alte plante, de exemplu hisop, salvie, busuioc, cimbru. Acestea sunt de asemenea plante foarte bune pentru imunitate. Pe lângă acestea, se poate folosi maceratul de măceșe, care știm că este foarte bogat în vitamina C și la fel e de mare folos pentru imunitate. Decoctul e folosit mai rar pentru că sunt doar rădăcinile folosite pentru decoct. Pot fi, de exemplu, rădăcina de ghimbir care ajută la imunitate. Relatează Antena 3.ro.